Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un gorjan băut și altul fără permis prinși pe drumurile din județ. A fost suspendată ședința de prezentare a planului de restructurare al CEO. 200 de tenismeni prezenți la Târgu Jiu. A debutat Florin Mergea Tennis Academy Cup. Polițiștii au întocmit ieri două dosare penale pentru doi șoferi gorjeni. Unul dintre ei a condus băut, iar altul fără permis de conducere. Astfel, polițiștii din Țicleni au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani din comuna Bâlteni. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,02 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La data de 1 mai anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Țicleni au depistat în trafic un bărbat de 45 de ani în comuna Bâlteni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 675 Țicleni, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 1,02 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. La aceeași dată, polițiștii din Motru au depistat în trafic un bărbat de 53 de ani din comuna Borăscu, în timp ce conducea un tractor fără a deține permis de conducere corespunzător. La data de 1 mai anul curent, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au depistat în trafic un bărbat de 53 de ani în comuna Borăscu, în timp ce conducea un tractor pe drumul județean 674, având permisul de conducere necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus. Un bărbat a tăiat mai mulți arbori dintr-o pădure de pe raza comunei Polovragi. Acesta a fost prins și sancționat. Mai exact, individul a tăiat ilegal 28 de arbori de esență molit și a lăsat pe sol. În urma investigațiilor, autorul a fost prins. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani din județul Dolj. La data de 1 mai anul curent, polițiștii secției 9 Poliție Rurală Novaci au acționat în zona de competență pentru prevenirea și combaterea tăierii și sustragerii ilegale de material lemnos. În urma verificărilor efectuate, au identificat pe un teren de vegetație din afara fondului forestier un număr de 28 de arbori de esență molit ce se aflau tăiați și lăsați pe sol. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că arborii au fost tăiați ilegal de un bărbat de 43 de ani din județul Dolj. Materialul lemnos a fost inventariat, rezultând cantitatea de 15,321 metri cubi și confiscat și predat ocolului silvic Polovragi, iar bărbatul a fost sancționat contravențional conform legii 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Un incendiu puternic a izbucnit ieri după amiază într-o hală în care funcționează un servis auto și un depozit din Drobeta, Turnul Severin. Zeci de pompieri au acționat pentru stingerea focului. Potrivit Isumea Edins, la fața locului au intervenit 6 echipaje de pompieri cu autoplatformă, 4 autospeciale de stingere, o descarcerare și un echipaj murd. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, cuprinsând un servis auto și un fast food. La câțiva metri distanță se afla o benzinărie, însă, din fericire, intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat în limitele găsite. Au ars mai multe echipamente de servis, echipamentul din restaurantul de lângă servis și o mașină care era în interior. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Astăzi, în sala CEA, Palatului Administrativ din Târgu Jiu, trebuia să aibă loc ședința extraordinară a Comisiei Județene de Dialog Social. În cadrul întâlnirii trebuia prezentat planul de restructurare al complexului energetic Oltenia. Însă ședința a fost amânată din cauza că managerul gigantului energetic, Iulius Dan Plaveti, n-a binevoit să fie prezent. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, ceruse ca la ședința de astăzi să participe toată conducerea CEO pentru a putea discuta despre stadiul implementării planului de restructurare. Lipsa lui Plaveti a fost considerată un act de sfidare. Din păcate, nu-l văd în sală pe domnul Iulius Dan Plaveti, ceea ce înseamnă că nu a vrut să onoreze această invitație. Nu știu de ce. Cred că e un mod sfidător, modalitatea prin care se comportă, dar nu vin la o ședință legal constituită și care îndeplinește într-o totul cerințe legale. Cunoștință de domnul
Aveti să vină și să ne prezinte planul, pentru că este planul unui întreg județ, nu este al domnului Plaveti sau doar al companiei. Suntem aici în sală, suntem interesați de soarta unui județ. Lipsa managerului CEO Dan Plaveti i-a enervat la culme și pe liderii de sindicat prezenți la ședință. Crețan a anunțat organizarea unui meeting pe data de 7 mai. Obligativitatea după legea dialogului social trebuia să se prezinte. Este a doua oară când sfidează această întâlnire. Președintele, apreciez poziția președintelui Consiliului Județean care încearcă pe cât posibil să discute această chestiune. Nu putem să țină secret niște chestiuni în care vor să închidă mineritul și energia, dar vă spun, noi am venit cu soluții. Duminică vom fi în stradă, plecăm la un meeting și așteptăm de partea noastră și primarii care au mari probleme pe zonele minere care vor deveni selenare. Ședința a fost suspendată și va avea loc din nou vineri, 5 mai. Tiberiu Grigoriu, președintele executiv al Federației Naționale a Muncii, crede că în cazul dispariției complexului energetic Oltenia, impactul economic va fi unul fără precedent. Acesta îi îndeamnă pe gorjeni să-și apere drepturile. Așteptăm ca gorjenii să se trezească, altfel își vor căuta pâinea în străinătate, a replicat Grigoriu. Amintim că CEO pregătește în perioada următoare închiderea a 4 cariere miniere, respectiv Tismana 1, Tismana 2, Jilz Nord și Jilz Sud. Așteptăm ca gorjenii să se trezească la 12 la ceas, pentru că altfel vor trebui să-și caute pâinea cea de toate zilele în străinătate. Toți care simt gorjenește, care simt românește, să vină pentru rezolvarea situației, pentru că nu mai merge așa. Deci, ceea ce se întâmplă este o escrocherie. Gândiți-vă că ce oferă OMV-ul, ce oferă OMV-ul de fapt? Să vină cu niște gaze pe care le scoate de la noi din curte, le dă la noi în curte, cu prețul a câtorva zeci de mii de oameni care pleacă. Pentru că, atenție, nu sunt numai cei care sunt în minerit victime, potențiale victime, da? Ci sunt și cei de pe orizontala și verticala întreprinderilor ăstora care au tangență cu cărbunele, care vor trimite oameni acasă, că dacă nu mai ai cărbune, ce să mai faci cu ăia care fac tot felul de produse și servicii necesare acestui cărbune, da? În asemenea caz, sunt zeci de mii de oameni. Ce facem? Încărcăm bugetul statului cu zeci de mii de oameni în șomaj? Inspectorii ITM Gorj au efectuat în perioada 24-28 aprilie un număr de 70 de controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 220.000 de lei. Pe lângă amenzile aplicate au fost dispuse 215 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. În perioada 24-28 aprilie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au încheiat un număr total de 70 procese verbale de control, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 43 sancțiuni contravenționale în cuantum de 222.500 de lei și trasate 215 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj reamintește angajatorilor faptul că, potrivit prevederilor legii numărul 108/1999, pentru înființarea și organizarea inspecției muncii, republicată și actualizată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei, neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite de acesta. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va intensifica acțiunile de verificare în toate domeniile de activitate pentru combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, precum și pentru respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către toți angajatorii județului Gorj. Și personalul administrativ din complexul energetic Oltenia revine la serviciu. După mini-vacanța de 1 mai, personalul TESA din complexul energetic Oltenia este chemat la locurile de muncă. Pentru aceștia, săptămâna începe cu ziua de 2 mai. Ziua muncii a fost liberă la complexul energetic Oltenia pentru peste 3.000 de salariați. Restul au avut program de lucru în termocentrale și în carierele miniere. Și bugetarii au avut zi liberă pe 1 mai și au mers la iarbă verde. Compania energetică activează cu 3-4 grupuri energetice în funcție de nevoile din sistemul energetic național. Muncitorii din câteva sectoare de activitate din complexul energetic Oltenia vor beneficia de echipamente speciale de protecție. În acest sens vor fi achiziționate costume de salopetă rezistente la foc și la acizi. Echipamentele vor ajunge la muncitor după jumătatea lunii mai. Este vorba de costume de salopetă ignifugate și costume de salopetă antiacizi. Unii dintre lucrătorii care au nevoie de o protecție sporită în timpul activității sunt sudorii din zona de minerit sau anumite categorii de muncitori din sucursalele electrocentrale.
Drumarii Gorjeni au urcat astăzi un utilaj pe Transalpina pentru a vedea care este stadiul drumului înainte de a începe dezăpezirea. Au decurățat circa 25 de kilometri de drum. În zilele următoare sunt anunțate ploi și temperaturi scăzute și nu este exclus ca în zona de creastă să ningă. Însă, dacă vremea va permite, șoseaua ar putea fi curățată în cursul lunii mai. A urcat un utilaj mai mare să facă o revizie, să vedem care e stadiul, că nu poți să intri direct, te-ai dus, te-ai pus de zăpezi. Tu fac o revizie să vadă care e starea, să vadă ce cantitate de zăpadă e, plus că la jumătatea săptămânii se anunță iar înrăutățirea vremii, precipitații și la munte posibil ninsori. Deci se face o revizie, nu sunt lucrări de zăpezire, sunt lucrări de revizie. Urcă să vadă exact care e situația, să vedem cât de afectat a fost după iarnă, cât se poate urca. Nu urcă foarte mult, deci nu bagă utilajele să înceapă. Data oficială e sfârșitul lunii mai. Altă dată, momentan, nu putem comunica până nu vedem exact care e situația. După dezăpezire se va trece la reparații în funcție de cum se prezintă carosabilul. Va fi verificat parapetele și vor fi remontate indicatoarele. Parapet, verificarea parapeților, montarea semnalizării, pe indicatoarele dăm jos iarna, să nu le rupă viscolul. Circulația pe cel mai înalt drum din țară, Transalpina, a fost închisă la mijlocul lunii noiembrie 2022. A început cel mai mare turneu de tenis din țară destinat juniorilor. Competiția este organizată de Florin Mergea, Tenis Academy, sub egida Federației Internaționale de Tenis și Federației Române de Tenis, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. Aproximativ 200 de tenismeni din întreaga lume au poposit în orașul lui Brâncuș, iar numărul mare de competitori a dus la calificări și precalificări. De astăzi au avut loc meciurile din primul tur. Florin Mergea s-a declarat satisfăcut că poate organiza o astfel de întrecere la Târgu Jiu. Sper eu că este un început în colaborarea noastră cu Consiliul Județean și noi, prin numele Academiei și prin oamenii pe care avem, putem să aducem și mai multe evenimente aici, să expunem zona noastră, orașul nostru și toate frumusețile care sunt aici la Târgu Jiu și celor din afară. Este ceva extraordinar să vină în orașul unde am crescut, unde am crescut alături de Ștefan, unde erau doar câteva terenuri de tenis, să ajungem în punctul în care să vină un astfel de turneu aici este ceva extraordinar. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat că numele lui Florin Mergea este unul cu greutate la nivel mondial, iar fostul tenismen va avea sprijinul autorităților județene și de acum încolo. Ne vom implica și în acest an, atât în organizarea turneului pe care vi l-ați propus să-l organizați în orașul nostru și în județul nostru, precum și în funcționarea Academiei de Tenis. Pentru că, așa cum vorbeam înainte câteva minute, trebuie să aducem copiii către sport. Îi scoatem din fața tabletelor, din fața televizorului și se duce către sport. Deci pot să vă garantez aici de față colegii din mass media că vom continua parteneriatul și în acest an și anul viitor, astfel încât finanțările în limita bugetară, pentru că nu avem o posibilitate financiară foarte mare, dar vom găsi soluții astfel încât să fim parteneri pe timp îndelungat. Ștefan Pițian, directorul tehnic al Academiei, a vorbit despre costurile turneului și despre ce necesită organizarea unei astfel de întreceri. Costurile pot să ajungă undeva și la 20.000 de euro. Noi trebuie să oferim de la cazare și mase sportivilor și arbitrilor, mingile, trebuie să închiriem bazele sportive ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Acest eveniment nu este doar evenimentul tabloului principal și al calificărilor. Noi am organizat și precalificări, deci turneul practic durează 2 săptămâni. Sunt sportivi care vin cu o săptămână înainte de turneu să se antreneze aici, trebuie să le oferim condițiile necesare. După aceea este și partea de staff, de echipă, avem nevoie de racordori, de amenajatori de terenuri, șoferi, deci am avut și o colaborare cu cei de la Capitala Tineretului, pe partea de voluntariat, mulțumim. Deci sunt multe, multe lucruri de făcut, chiar și dinainte, trebuie să aducem bazele la standardele care trebuie, mai trebuie aduse îmbunătățirea an de an și atunci costurile se ridică destul de mult. Accesul spectatorilor la arenele de lângă hotelul IMI este gratuit pe timpul turneului. Finalele se joacă vineri și sâmbătă. Competiția este dotată cu 200 de puncte ITF Juniors. CSM Târgu Jiu se poate bate pentru locul 11 dacă o învinge astăzi pe CSM Galați în turul al doilea din play-out-ul Ligii Naționale de Basket Masculin. Gorjenii conduc seria cu 1-0 după victoria obținută în deplasare la finalul săptămânii trecute.
Cazele vin după 5 succese consecutive, iar moralul este la cote înalte în vestiarul echipei lui Cresimir Basic. Americanul Randall Brumand vrea ca anfitrionii să evite un posibil meci 3. Pivotul a declarat că publicul va avea un rol important. Ar fi foarte frumos pentru că suntem în fața propriilor suporteri și trebuie să le oferim această bucurie. Încă o dată ar fi o deplasare foarte lungă dacă ar fi să pierdem, pentru că trebuie să ne întoarcem la Galați pentru meci decisiv, astfel că ne concentrăm și vrem să încheiem seria mâine la Târgu Jiu. Cresimir Basic are la dispoziție tot lotul pentru această confruntare, iar antrenorul croat spune că un nou succes ar reprezenta încununarea muncii din ultima perioadă. For me, actually, personally, this would be supposed to be the goal. Ar trebui să fie un lucru minunat, nu neapărat prin prisma rezultatelor sau al poziției din clasament, ci ar fi o încununare a muncii acestor băieți, a oamenilor care sunt în jurul echipei și a fanilor care vin meci de meci la sală, pentru că încă o dată unde am fost și unde suntem acum, aici ar fi încununarea muncii și credinței tuturor celor care ne-au acordat-o și asta ar trebui să fie focusul și obiectivul principal. SM Târgu Jiu, CSM Cala se joacă astăzi de la ora 18:30. Acestea au fost știrile Accent TV, sunt Aura Pârvuleț și vă mulțumesc tuturor pentru atenție.